Podcast, episodul 5, cartea de azi, Ghidul Nesimțitului, Radu Paraschivescu. Am zis să alegem și o carte de un autor român. Da. Numele spune multe de carte, Radiografia Nesimțirii din România. Eu am regăsit copilăria mea în cartea asta. Copilărie? Da, sunt multe faze care se întâmplau când ne-am iumit. Din ipostaza nesimțitului sau din ipostaza celui care suferea? Bă, trebuie să recunosc că am fost și nesimțit. Sunt multe lucruri pe care le-am trăit. Nesimțirea, nu știu, sunt fazele povestite cu călătoria, cu nesimțitul din tren. Da. Da. Faza cu copilul, că mănâncă ciocolată și după aia se plimbă pe acolo, mărdărește pe toată lumea. Mamă, cât de des se întâmplă asta. Da, da. Acum poți să zici despre copilul ăla că e nesimțit sau despre părinți că nu are grijă de el? Băi, e puiul de nesimțit prezentat, nu? Da, deci nesimțitul e adultul. Da, el e în devenire, adică ia de la părinți ideea că e bine ce face. Îi se validează acțiunile, ne implicându-se niciun fel. Uite, apropo de asta, eu nu sunt de acord cu un lucru pe care l-a zis acolo. Yes. Dacă tot începem cu ce nu sunt de acord. Cu descălțatul în tren. N-ai văzut-o niciodată. Nu că n-am văzut-o, uite-te la mine. Știu că acolo suntem în natură. Uite, mi se mai întâmplă uneori să merg și venind de la munte să am picioarele foarte umflate, să mă doare foarte tare. Și atunci scot picioarele din bocanci. Nu le pun în brațele celuilalt din față, dar mai scot puțin picioarele pentru că sunt amortite și simt că nu mai e nimic acolo. Și atunci, putite cum sunt, tot le scot puțin. Da, da, tu ne simți, adică da. Practic ne simți și azi. Da, da, vreau să spun că așa. Sunt situații în care, deși știi că faci greșit, nu prea ai încotro. Un alt lucru care am zis de acolo zicea că imaginea unui autobuz este cu o duzină de bărbați care se așează jos și femeile stau în picioare. Înțeleg, aici e dus puțin la maxim, că așa este, și în metrou. Bărbații fug repede să așeze jos și țin femeile în picioare. Dar sunt situații în care bărbatul respectiv care stă jos poate a avut o zi foarte nasoală, poate picioarele lui sunt... Păi, stai, mi se pare că e o carte un pic în serios. E satiră, pe bune. Mi se pare că exagerează puțin, duce lucrurile în extrem. Tocmai, e satiră. Trebuie să exagerezi un pic, să scoți în evidență anumite lucruri care nu sunt ok, nu? Ca să strânești râsul. Da, și asta. Da. Nu mi-a plăcut generalizarea asta, a dus totul în extrem, are un vocabular foarte frumos, tocmai de aici și stârnirea râsului, dar a generalizat. Nu toate situațiile sunt atât de blamabile, de acuzabile. Uneori e de înțeles. Păi de altă parte, sunt unele situații care, cum ai spus tu cu asta, cu copilul care se plimbă pe un tren cu degetul de ciocolată, sau asta am trăit-o și eu în tren, când ajungi în compartimentul tău și nu mai ai loc să pui bagajele. Pentru că e unul care și-a pus bagajele peste tot, pe sus și pe jos și pe hol. Da, și asta am pățit-o. Eu când eram mic, mergeam la țară cu trenul. Afară de asta cu picioarele, din fericire, n-am pățit-o niciodată. Dar de afară de asta cu picioarele, tot ce e acolo mi s-a întâmplat. Dar ce mai deschis din tren, să nu mai știu? Chestia cu geamul, cu vrei să deschizi geamul. Da. N-ai cum, că mai că urechile mele. O tipă. Sunt multe. Care mai era? Bagajele lăsate pe hol. Da, și la fel. La personale, mai ales asta trebuie să... E un labirint deja ca să ajungi la WC-ul. Și cu WC-ul e... Și asta e pățit. Ce? Sunt mulți care se duc la WC-ul în gară. Când da. Trenul e în gară, da. Ca să ne... Da. Și asta, la fel. Chestia asta poți să vezi și te duci în gară, la Giurgiu. Da. Încă bine, acum nu mai sunt trenuri ca atunci. De asta zic că mi-aduce aminte de copilărie. Între timp s-a mai schimbat un pic chestia asta. Da, sunt foarte multe. Există șanse foarte mari să întâlnești nesimțiți acolo unde contextul social adună foarte multă lume. Pentru că există multe variabile și poți să găsești nesimțiți. Unde sunt mulți oameni, o parte vor fi nesimțiți. Tren, bloc, autobuz. Cum ți s-a părut în ideea din carte că nesimțitul reușește să domine orice loc în care se duce? Da, uite, vreau să zic ceva aici. El este vulgar, e agresiv în prezentare, în modul în care vorbește, modul în care se manifestă. Dar eu nu sunt de acord cu faptul că cartea prezintă ca și cum toată lumea ar fi nesimțită și doar tu, cititorul, nu ești nesimțit.
cumva se duce în zona asta. Dar nu, nu sunt de acord. Sunt mulți oameni simțiți, problema e că prezența lor nu se simte pentru că ei sunt tăcuți. Și atunci sunt discreți, nu neapărat discreți. Tăcuți, sunt discreți. Și atunci de simțitul se simte pentru că el e singurul care urlă. Da, ideea, întrebarea mea era alta. Reușește să acapareze un mediu? Să-l acapareze? Da, adică modul în care, momentul în care un nesimțit vine și face ceva undeva, toți oamenii se pliază pe ce face el? Nu. Dar crezi că e făcut, redus cumva la tăcere? Nu prea e redus pentru că ceilalți oameni, sau uneori este, dar în mare majoritatea cazurilor oamenii se retrag, îl marginalizează și păi el și cum se pare ideea asta de a nesimțitul are câștig de cauză în situații în care nu are dreptate? Nu cred că are câștig de cauză. E lăsat că e lăsat în pace? Da, adică în momentul în care, uite, de exemplu, te duci la grătar. Da. Și e unul care e muzic, e cu maneaua dată în blan. Da. Ce faci? În principiu te duci mai încolo, îl lași în pace. A avut câștig de cauză? Da, a avut câștig de cauză. Dacă tu și cu încă trei vă duceți și luați la bătaie și vă cercetați cu el, unde mai ești atunci tu nesimțit? Dacă ai nesimțit. Înțelegi? Da. Marginalizarea lui și, nu știu, crearea unei imaginea valorilor omului nenesimțit sau cu bun simț e singurul mod în care îl combați. Promovarea valorilor ok. Da, da. Nu, mie mi se pare ciudată chestia asta că până la urmă nesimțirea nu are o amploare chiar atât de mare. Bine, cartea e satire, normal se exagereze toate chestiile astea pentru umor. Așa apare umorul, da. Da. Dar într-un fel are și dreptate, într-un mediu nesimțitul reușește să-și impună punctul de vedere chiar dacă majoritatea nu e de acord cu ce zice. Avem un nesimțit și 10 oameni, 10 oameni au de suferit din cauza asta, ceea ce nu mi se pare normal. Nu e ok deloc chestia asta. Altfel cum s-ar mai vedea că e nesimțit dacă nu se poate? Nu știu, cred că ar trebui să reacționăm de fiecare dată când e nesimțit în acțiune. Cum să acționăm? Uite, de exemplu, s-a întâmplat o fază. Da. Eu zic acum nici am trăit de curând și îmi pare rău că n-am reacționat. Eram pe stradă, o fătucă, o sticlă de ceva de băut în mână, termină sticla, se duce lângă coșul de gunoi și aruncă sticla lângă. Lângă coș. Da, într-un moment de genul e normal să reacționezi. Dacă tu nu-i zici nimic, o primește ca o validare. Și zice, bă, eu pot să mă impun. Da, da, în momentul în care îi zici ceva, ar trebui să-i zici ceva astfel încât nu agresiv, într-un mod în care o să o faci să simtă prost, știi? Cu umor trebuie să... Băi, mă gândeam că cel mai... dar nu știu dacă se simte prost nici în situația asta. Mă gândeam că un mod de a o face să simtă prost este să duci tu să iei aia și să o arunci în coș. Dar că oare să simte prost? Rămâi datoare sau ceva de genul. Nu rămâi datoare, e puterea exemplului. Atât. Da. Asta zic, într-un mod non-violent și non-agresiv trebuie să faci lucrurile astea. Că dacă e unul cu grătarul și te duci să la bătaie, nu rezolvă nimic. Cumva sporești toată prostia din interiorul lui, o sporești. Îl validezi într-un exact, fel. Exact. Tot validare da, e aceea, că reacționezi ca el. Da, ai dreptate. Trebuie cumva non-violent să faci lucrurile astea. Dar nu știu cum poți să faci asta. Că e dificil, da. În general, nesimțirea e agresivă. Da. Tot ce înseamnă chestia asta vine într-un mod agresiv peste, să zicem, liniștea ta. Adică te duci undeva, vrei liniște, vrei să faci ceva în ritmul tău și vine unul și ți-a dărmat toate ideile. Da. Hai să zicem un pic spre finalul cărții să vorbim de nesimțirea din clasa politică. Băi, acolo mi se pare că s-a... ai văzut că cartea e construită de la vag la concret. Merge de la grup mare de oameni la unul singur. Și de la anonim, de la oricine este așa, cum ai zis tu, la o persoană concretă, căreia nu i-a spus numele, dar pe care a specificat. Să înțelege clar despre cine e vorba. Acolo nu n-am prea mai citit, pentru că n-am citit atent, n-am știut despre ce vorbește exact. Băi, eu sunt, mă rog, eram, acum nu prea mai mă uit la fotbal, eram de stelist de mic. Da. Și urmărind echipa și ce s-a întâmplat în jurie, mi-a fost ușor să recunosc personajul. Mm-hmm. Dar... sunt multe, mă rog, 90% din acțiunile lui. Înțeleg, n-a zis numele, a zis trăsături și caracteristici. Restul sunt de la vârstul, de la nu știu cine, tot din familie. Și asta cu nesimțirea politică mi se pare foarte grav. Adică e o chestie, un nesimțit care afectează o grămadă de oameni. Da, îți dai seama că ăla a fost nesimțitul civil ieri și azi a ajuns politician că a avut niște șanse. Adică a avut niște șanse sau pur și simplu
a fost o coagulare de nesimțire, adică oricum e ales de oameni similari. Da. Asta e un lucru destul de grav. Eu în momentul când, ai văzut că în momentul când ești nemulțumit de oameni că se comportă într-un anumit fel, le zici: bă, manelistule, bă, cocalarule, bă, prostule, bă... Nu mai fac asta. Acum, dacă stai să te gândești, la toți e aceeași trăsătură comună, nesimțirea. Da. Adică degeaba le zici într-un fel sau altul, când de fapt la bază e același lucru, e aceeași coloană la fiecare dintre ei. Da. Și mi-am dat seama că despre asta e vorba în carte. Nu încearcă să se lege de anumit oameni în funcție de ce face fiecare. Sau să-l categorisești pe fiecare, să categorisești fiecare persoană în funcție de ceea ce e evident. Și de ceea ce are la bază. Faptul că e nesimțit, că nu-i pasă de trăirile celorlalți sau de felul cum se simte celălalt în prezența. Cam acolo începe nesimțirea, de la ideea că... sau nu. Nu știu, că acum am realizat un pic chestia asta. E un fel de democrație înțeles prost. Adică au fost restricțiile dinainte de 89, după aia a venit Revoluția și după Revoluție toți au mers pe ideea că, bă, am terminat cu comunismul, acum suntem liberi. Da. Și a fost o libertate înțeleasă foarte prost. Da. Până la urmă, libertatea înseamnă să faci ce vrei tu, fără să-l incomodezi pe celălalt. Era și un om politic care a zis chestia asta. Dacă scapă... Ion Rațiu, da? Chintesența democrației. Nu asta, chintesența. Era celălalt. Ești liber să faci ce vrei, atâta timp cât libertatea ta nu afectează libertatea mea. Nu, dar tot om politic a fost asta și tot prin perioada aia a fost. Ei, la noi nu s-a înțeles chestia asta din democrație. La noi s-a înțeles că suntem liberi să facem... Da, absolut orice. Nu contează că ce fac eu îl afectează pe celălalt. Și asta e o problemă destul de gravă. Cu toate că au trecut atâta timp și ar fi trebuit să ne învățăm cu libertatea și cu democrația, încă am rămas pe ideea aia. Încă considerăm că libertatea înseamnă de a face fiecare ce îi trece prin cap fără și a asuma consecințele. Da, ce face plăcere fără să se gândi la celălalt, dacă îl afectează sau nu. Yeah. Cam asta e baza cărții. Cum ai tu, democrație înțeleasă prost. Un lucru care mi s-a părut interesant în carte, tu ai văzut că zice ghidul nesimțitului și pe parcursul cărții folosește foarte mult substantivul ăsta la gen masculin? Sunt bărbații mai nesimțiți decât femeile? Păi nu știu, mie mi s-a părut o generalizare, n-a vrut să eticheteze oarecum pe cineva. Dar... nu. Da, sunt situații în care faci o diferență între el și ea, gen viața la bloc. În care într-adevăr bărbații au o arie mult mai mare de exprimare a nesimțirii, dar în multe situații sunt... Per total crezi că sunt mai mulți nesimțiri? E general ce zic aici. Cred că bărbații e mai nesimțiri decât femeia. Bă, nu știu, cred că revin la ideea mea că în carte se referă mai mult de perioada 90-2000. Uh-huh. Pe vremea respectivă, bărbatul avea mult mai multă autoritate era, și viața publică era dominată de bărbați, să zic așa. Da. Și de-aia e mult mai prezent în toate chestiile astea. Ideea cu viața la bloc, da? Reparat-o mașini dimineața. Cine o făcea? O făcea bărbatul, da? Femeia stătea la... În cel mai fericit caz se întâmpla video-ul ăsta, cum era, mă, WhatsApp-ul de odinioară. De vorbă una la un balcon, una la un balcon, una la un balcon. Adevărul că vorbește și de femei când stăteau pe scară și găteau pe scară și nu știu ce bunea. Băi, chestia asta mi-aduc aminte că eram în liceu și m-am împiedicat de lucrurile. Găteau pe scară? Pe gătit pe scară. Eram în cât 2007-2008. În 2007-2008 am văzut chestia asta și undeva aproape de centrul orașului. Se întâmplă ce... Dar... Da, într-adevăr, bărbatul se exprimă mult mai mult în afara... Da, e mai agresiv, e mai puternic, da. Și se cere asta încă de mic. Cum se zice? Fii bărbat, du-te, da, acționează, da. Nu fii femeie. Și atunci suntem îndemnați, zi. Te mai era și chestia cu văzutul meciului în fața blocului. Trebuie să recunosc că am făcut asta când eram mic. Dar, nu știu, aveam 9 ani, cred. Da? Cam așa, în 98, când aș juca România la Mondial. Mm-hmm. Ei, pe vremea aia să practicam chestia. Televizorul în fața blocului, azi ne uităm la meci.
dar în mintea mea nu vedeam că deranjez pe cineva, eram mic. Dar nu mi se părea că deranjez pe cineva. Mă, nici tu prea știi atunci ce înseamnă să fii nesimțit sau nu. Cred că da, atunci eram nesimțit la grămadă. Părinții trebuie să te duce și să zică, uite, nu e bine pentru că îl deranjez pe vecinul. De pe tema asta am văzut o chestie foarte mișto pe Facebook. Era un om care curăța mătura pe stradă. Da. Și mama cu copilul, mama cu copilul. A, da. Prima mamă îi spune, ia și învață că dacă o să înveți, nu o să ajungi ca el. Și cealaltă, ia și învață că dacă tu o să înveți bine, el nu o să fie nevoit să facă asta. Da, o să faci o lume mai bună pentru el și la agență. Da, așa este. Exact. Cum îți duci asta copilul? Asta e, cum îți duci acolo, e... așa, așa va ajunge. Măi, uite un lucru pe care vreau să zic, vorbesc strict de mine, văd că tu ai mai multe experiențe și ca nesimțit și ca trăit printre nesimțiți. Știi, mi se pare că lucrurile astea cu nesimțirea se întâmplă mai mult în orașele mai mari. Cu cât e orașul mai mare, și nesimțirea este mai mare și nu neapărat pentru că sunt mai mulți oameni, ci pentru că acolo unde anonimatul este mare și unde nu te recunoaște nimeni făcând ceva, îți permiți să fii mai nesimțit. Eu am văzut asta în București. Deci, Doamne Dumnezeule, acolo gălăgia și mizeria și parcarea mașinilor pe 10 locuri și praful și, nu știu, fiecare face ce vrea fără să intereseze deloc de celălalt. Mi se pare că văzând diferența între București și Giurgiu, mi-am dat seama că acolo unde orașul e mai mare, nesimțirea este mult mai mare. Bă, nu știu ce să zic. Ideea e că, da, te rezum la din cauza anonimatului, că anonimat, nu cunoști. Da, dar și te duci în alte orașe și o să vezi că nesimțirea nu e atât de grav. Unde? În Sibiu, Cluj. Hai mă, nu știu, Sibiu Brașov. Și Cluj și Brașov sunt orașe cu o zonă centrală foarte turistică, unde nu trăiesc oamenii de la bloc și acolo e totul frumos. Dar dacă duci în cartierele lor de rezidențiale, crezi că acolo nu sunt nesimțiți? Pentru că nu sunt oameni. Bucureștiul nu mai are oamenii de altă dată. București e plin de, mă scuze bucureștenii, e plin de țărani care fac exact cum s-au obișnuit ei la casa lor, să urle, să țipe, să dea muzica la maxim. Bucureștiul asta e, cel puțin județul Ilfov e plin de țărani. Bă, mai e o chestie. Mai e o chestie în comunitățile mici, oamenii se cunosc între ei. Da, asta zic. Și în momentul în care se cunosc între ei, oarecum sunt toți cam la fel. Da. Și dacă se întâmplă nesimțirea e generală și nu o să se sesizeze nimeni că se întâmplă. Mai e și un punct de vedere asta, nu zic că... Cum adică e generală și nu o să se sesizeze? Adică dacă sunt 10, nu știu, o comunitate de 100 de oameni și toți se comportă la fel, nu o să zică nimeni că, bă, ce nesimțit e ăla. Da, pentru că e acceptat. Pentru că e acceptată ca valoare generală. Da. În schimb, într-un oraș mare în care ai multe opinii, apare și chestia asta că, bă, nu e ok ce face ăla și e cineva care să se sesizeze că l-ai nesimțit. Da, mie mi se pare la fel, mi se pare că nesimțirea e mult mai mare în blocurile sau în cartierele nou create. Pentru că sunt foarte mulți oameni și fiecare vine cu părerea lui și încearcă să-și imprime propriul lui mod de viață. Și până ajung să se cunoască, cum ziceai tu, și să stabilească un de comun acord, un cod de bune legi de a trăi împreună, până atunci e destul de mult haos. În cartierele, în blocurile care sunt pline de oameni mai în vârstă sau care au stat acolo în generație, în generație, o să vezi că e mai liniște, pentru că deja s-a stabilit un cod de bune moravuri. Băi, mai e o chestie pe care nu știu dacă ai luat-o în calcul. Ideea de, nu știu, în momentul în care treci de o vârstă, omul nu mai e la fel de activ. Da, și asta. Și tu zici că sunt oameni de cât de o anumită vârstă. Nu știu dacă e neapărat ideea de a respecta un cod, pur și simplu că a devenit un pic mai inactiv. Adică nu mai e... Ideea este că și dacă în apartamentele respective se mută copiilor, sau rămân doar copiilor, tot așa va fi destul de liniște. Pentru că e respectul de vecini care, mă rog, ai crescut oarecum cu ei și ți-e rușine de nene. Dar acolo tot o să te împiedici acolo de situații gen bormașină la 7, apă în cap și alte chestii. Bine, asta cu apă în cap se poate întâmpla, nu poți să... Inunde. Da, se poate întâmpla. Ideea e cum rezolvi situația. Băi, uite asta ce ziceai tu mai devreme, am trăit chestia asta și foarte ciudată. În momentul în care
un om face un lucru care pe tine te deranjează, îl consider nesimțit. Dacă fix persoana respectivă tu o cunoști, în momentul când faci lucrul respectiv, nu mai e atât de nesimțit. Încerci să o înțelegi. Stai mă că a avut și o problemă sau uite, motiv, are motive cu siguranță. Găsești explicații. Găsești explicații în momentul când îl cunoști. Da. Și de-aia ziceam că unde e anonimatul foarte mare, e ușor să jignești pe celălalt sau să nu-l înțelegi. În momentul când îi cunoști problemele și îl știi mai bine, cumva ești mai maleabil în critici și în a-l deranja. Bă, asta nu mi se pare corect. Nu este corect, dar așa adică se întâmplă. Dacă e nesimțit, trebuie să fii nesimțit în orice situație. Nu, bă, te cunoști, hai că te acționi nesimțirea. Nu, nene. Ești nesimțit, trebuie să taxezi nesimțirea. Da. În orice situație. Pentru că asta se întâmplă, de fapt, și de drept cu clasa politică. Adică ăla e nesimțit. Dar noi, hai mă, lasă. Sau e băiat de treabă astăzi, a fost nesimțit 4 ani, e băiat de treabă astăzi, hai să-l votăm iar. Asta e o mentalitate a noastră, da. Română, care nu e bună deloc. Nu numai, de aici începe și să și folosirea, nu știu dacă numește, să folosești puterea din job pentru a influența. Influenceri. Da. Da, mă rog, pe net. Da. Da, la asta nu m-am gândit. Ții ce mai faci idei? Nu știu, eu cred că am terminat. Băi, am două idei, două întâmplări care mi s-au părut foarte bune și eu nu prea m-am întâlnit foarte mult cu nesimții sau am încercat să evit. Bine, eu nici nu merg unde sunt foarte mulți oameni. Merg în locuri pustii. Dar chiar și așa m-am întâlnit cu nesimțiți și mi s-a părut imposibil foarte imposibil să nu te împiedici de un loc plin de gunoaie, natur. Da, dar nu-i văd pe ei, cel puțin. Nu înțeleg, au fost acolo, dar nu-i văd pe ei. Vezi doar urmele. Da. Sunt tot o fază foarte tare unde am simțit că realitatea se îndoie, ca în Inception. N-am înțeles faza. Eram la un cinema și era un tată care a venit cu un copil ce nu știa să citească. E foarte mic. Da. Și s-a așezat acolo și a început să-i citească cu voce tare ce scrie acolo, traducerea desenului animat. Oamenii din sală erau destul de mulți maturi și vreau să vadă desenul și să citească. Dar în momentul când l-a auzit pe ăla din spate, în momentul în care citește copilului ce scrie subtitrarea și povestește ce se întâmplă, de ia, dragi, răgător. Deci ne-am mutat cu toții pe primele rânduri și l-am lăsat pe el în spate să vorbească cu copilul. A fost groaznic, n-am înțeles, deci n-am văzut niciodată. Am fost de multe ori la film, dar n-am înțeles genul ăsta de comportament. Bă, nu știu, mi se părea ok să aleagă un film dublat. Cu voce, da. A, cu voce. Dar tu n-ar fi înțeles copilul ăla, să-i explica și ce se întâmpla acolo. De ce dracu ai venit cu copilul dacă e atât de mic încât nu înțelege? Și oricum copilul ăla nu o să rețină nimic din ce s-a întâmplat acolo la desenul ăla. Ce o să rețină? Uite, oamenii, vezi, că tu ești nesimțit. Dar vezi, un alt aspect al chestii astea, toată lumea s-a mutat în față și l-a lăsat pe el, da, în spate. A primit o confirmare. Că nu îi se poate întâmpla nimic dacă procedează așa. Probabil a mai fost și altă dată și a făcut la fel. Pentru că ce vorbeam mai devreme, da. Da, nu i-a zis nimeni nimic. Cred că i-a zis cineva, dar n-a continuat. Păi, o singură părere... Bufneau și trosneau oamenii, scoteau diferite sunete, nu l-a deranjat. El era acolo copilul și nu conta nimic. Da. Și încă o întâmplare foarte tare, și asta a fost foarte interesantă pentru că a fost pe plaja din Vadu, care este, nu știu, cei care au fost acolo știu, e o plajă pustie. Adică te așezi tu aici, următorul prostop e la 100 de metri. Și mai mult prostop la 100 de metri, așa e plaja din Vadu în timpul săptămânii. Și am fost acolo, m-am așezat, nu era nimeni în stânga, nimeni în dreapta, foarte pustiu, și a venit o femeie cu două fete. Stăteam pe plajă, pe nisip. E plaja foarte mică acolo. După aia sunt buruieni. Și deși erau la 5 metri, putea să spună prosopul lângă mine sau în stânga sau în dreapta, a venit cu niște scăunele, bă, și s-a pus fix în fața mea, deci numai la stânga, numai la dreapta, fix în fața mea. Fisa într-o parte, cealaltă fată în altă parte. Marea a pus, s-a dus dracul, deci nu mai vedeam nimic, era prosopul. De ce te-ai mutat? Cum? De ce te-ai mutat? M-am mutat, îți dai seama, dar mi s-a părut extrem de ciudat că putea să ducă 5 metri mai încolo sau mai încolo. Aici era plaja mai frumoasă, deci fix în fața mea. M-am dus în apă și m-am întors și m-am uitat la ea. Nu avea nicio problemă, își pusese ochelari de soare pe ochi și stătea și se bronza. Dar n-ai avut curiozitatea să întreb de ce? Nu. Vezi, iar a avut o confirmare. Incredibil. Nu o confirmare. Și ce aș fi putut să fac? Bă, nu știu, mi se pare că lipsa de reacție încurajează. Da, ce aș fi putut să fac? Bă, habar n-am, ia trăgea atenția. Doamna era
2 km de plajă. Mai era povestită în carte o situație de genul ăsta în care te duci, ții un șezlong și vin niște oameni, da, da, al tău, și vin alții și se așează acolo, ce stăm și noi aici. Da. Și chiar dacă stai și te uiți la ei și, păi, ce te deranjează? E nisip, e al Dumnezeu. Nu știu. Da, exact ce am vorbit și mai devreme. E bine să interacționezi cu ei, dar într-un mod pașnic și într-un mod în care să-i faci pe ei să simtă proști, să înțeleagă, dar nu violent. Da, niciun caz violent. Nu, nici eu sunt de acord cu violența, dar într-un fel trebuie să reacționezi. Trebuie. Pentru că sunt așa, de fiecare dată confirmarea că au câștigat, pur și simplu se dezvoltă nesimțirea. Da. Trebuie să descurajăm cumva. Și cam atât? Cam atât. Deci, Ghidul Nesimțitului recomandăm, plină de umor. Zici și cealaltă cum se numește tu, Lara, după aceea. Ce am mai citit eu? Aștept să crăpi. Aștept să crăpi. Da, e una dintre ele și asta la altă noi vorbim, nu gândim. Mm-hmm. Înțeleg că toate bune, noi nu da, băi, Aștept să crăpi e bună, noi vorbim, nu gândim, sunt o culegere de perle din, de la BAC, din televiziune. Din și dacă ai chef de râs? Dacă vrei să râzi, mergi. Citești. Mai sunt câteva cărți pe care vă solicitez, dar momentan o recomandăm pe asta și atât. Păi cam atât. Ne vedem la șase. Rolling, 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 keep rolling, 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 rolling.